Ce mai trebuie, bărbate? Uzi florile, mărioară, ce să fac? Vezi, bărbate, că te piși. Normal că mă piși, mărioară, ce aș putea face la WC-ul? O să încerc și eu. Ce să încerci, măi, femeie? Da, la țintă. Ia, mă, și încearcă, ce să zic? Ce fantezii nebune tot ai tu, femeie? Dar mereu mi-am dorit bărbate să fiu și o bărbat. Oh, no, bine, te-am lăsat, ai făcut acum, nu mai intra peste mine în baie, te rog eu frumos. Bine, bătate. No, las-o, mărioare, te-ai gândit ce-ți dorești de Crăciun să-ți cumpăr? A, pe oricum, bărbate, ce-mi doresc, eu nu pot să-mi cumpăr. Păi ce-ți dorești, mărioare? Nu mai contează, bărbate. No, bine, mărioare, las-o atunci. Da, ce-mi doresc, e să fiu și eu bărbat, să fiu și eu ca Petra, nu? Dar ce se întâmplă? De ce arăca mărioara? Visez! Vai de capul meu! Vai, ăla e corpul meu! Asta înseamnă că mărioara a luat corpul meu și a luat corpul lui mărioara. Vai de capul meu! Mărioara! Mărioara, trezește-te, mărioara! Trăznească tu! Du-te, satana, mi-a luat chipul! Unde-i Petrea mea? Mărioara! Bărbate! Mărioara, eu-s Petre! Jură-te! Mă jur, mărioară! Te cred! Ioi, bărbate, care ca tine! Cum e posibil așa ceva, frate? Cum se întâmplă așa ceva? Mă duc la poestra aia țintă! Stai aici, că e groasă treaba! Stai aici să o rezolvăm! Nu scapă, bărbate! No, bine, hai, du-te, dai grijă de ea! Bine, bărbate! Mărioară! Acolo. Nimica, bărbate. Pe ție ți-a atât de chiuit? Gata, bărbate, nu mai fac nimica. Mărioară, trebuie să ne gândim cum s-a întâmplat treaba asta. E foarte serioasă. Să ne revenim la normal. Dar mie îmi place așa, bărbate. Mărioară. Eu mi-am dorit bărbate azi noapte când m-am băgat la somn. Hai, mărioară. Trebuia să-mi dau seama că e din vina ta. Te-ai supărat pe mine, bărbate. Nu m-am supărat, mărioară, dar de seară când te pui înapoi la somn, gândește să fim iar la fel, în corpurile noastre, bine? Gândește că tu trebuie să te duci în locul meu la muncă. Bine, bărbate. Așa, mărioară. Mărioară, stai așa. Da, bărbate. Apucă-te și fă niște pene să mâncăm. Vezi că am luat și sos și am luat și parmezan, bine? Bine, bărbate. Dacă Petre al meu vrea pene, pene-i fac, dar de unde se iau eu penea, mă? Nică, astea nu au pene, nile din cu puf. Fai, că nu merge amprenta. Trebuie să zic la mărioara să-mi deblocheze telefonul. Mărioară! Mărioară? Ce faci tu, femeie, acolo cu porumbelul, tu? Dar să iau penele lui ăsta, bărbate, că n-am găsit un perin. Tu, femeie, tu ești normală, tu? Nu mi-ai zis să-ți fac pene, bărbate. Mă referam la paste, pene, nu la porumbel. Du-te și du porumbelul la loc. Bine, bărbate. Doamne. Gata, bărbate, n-am pus. Ia, deblochează-mi pe telefonul, mărioară, că am primit un mail. Dar nu-s hacker, dar nu știu ce să fac. Nu mă pune degetul, femeie. Amprenta, femeie, deblochează, trebuie să pui amprenta. Dar vrei să mă dai la poliție, bărbate, acum, ce am făcut? Fai, femeie! Acum du-te și fă spaghetele alea, că ți le-am pregătit. Dar ce calculezi acolo, mărioară? Ce? Dar tu, femeie, tu e surdă, tu n-auzi când vorbesc cu tine. Dar nu vezi, bărbate, că scrie pe macaroanele astea că se fierb în 9 minute și acum am pierdut numărătoarea, ce mă fac? Pe tu, mărioară, nu te poți uita la ceas să le calculezi 8 minute? Sau dacă nu să le probezi? Ioi, la asta nu m-am gândit, bărbate. Bărbate, vreau să dau părul ăsta jos de pe față. Nu, mărioară, nu-mi zi la barba mea. Tu de ce îți dai ăsta jos? Dar mă mănâncă, bărbate, și vreau să văd și eu cum îi stai cu lamele alea. Nu, mărioară, la salon. Hai, bărbate, te rog eu. Bine, mărioară, dar ai grijă. Decât să te duci la salon să mă faci de rușine în corpul meu. Ai grijă, bine? Bine, bărbate. Ioi, că de vede Petrea meu mă moară. Ia stai, mărioară, ce-i cu prosopul ăla pe fața ta? Să nu fie frig acum fără păr pe față, bărbate. Ia stai. Ce mi-ai făcut la față? Că toată fața mi-ai tăiat-o. Nu numai la față, bărbate, m-am făcut și mai jos. Vino aici, ieși la față. Bine, bubrac, frate. Te stai așa. Dacă mărioara pleacă, eu rămân în corpul ăsta. Mărioara!